Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip veți vedea cum facem un bec LED dimabil cu ajutorul unui potențiometru. Înainte de a continua, trebuie să vă spun că e foarte periculoasă o astfel de modificare. Nu faceți așa ceva dacă nu aveți cunoștințele necesare, mai ales că e vorba de tensiunea de rețea, de 230V. Haideți să desfacem acest capac din plastic. Am reușit. Becul acesta LED l-ați mai văzut într-un clip anterior. Să vă arăt numele lui, că am uitat să vă spun. Vultac VT2112, doar că îl știți deja. Dacă ați văzut clipul mai vechi, o să pun și link în descriere. Înainte de a trece la modificările practice, trebuie să vă arăt schema, să vedeți ce urmează să modific. Este cea de față. Am desenat pe o foaie și cele două grupuri de rezistoare. În cazul nostru o să eliminăm unul dintre grupuri, să spunem cel de jos, bineînțeles că și cele de sus, iar în locul celor de sus vom pune un rezistor de 22 de ohmi și un potențiometru de 1 kΩ. Cele două rezistoare, puse la ora actuală pe un integrat, pe fiecare integrat în parte, ne dă aproximativ 34 de ohmi. Fiind două rezistoare în paralel, am și clip separat dacă nu știți cum se calculează rezistoare în paralel, 82 cu 59, după calculul rezistoarelor în paralel, ne dă 34 de ohmi. Poate vă întrebați cum am ajuns la această valoare. Am ajuns în felul următor. Inițial, de fapt știți și din clipul anterior, am calculat, utilizând legea lui Ohm, această formulă, cea din partea asta cu 0,6 V, este destul de răspândită în majoritatea becurilor LED, având integrate în serie cu LED-urile. De foarte multe ori, dacă integratul este în serie cu becurile LED, este un stabilizator liniar de curent. Limitează curentul, practic. Am făcut calculul și ne-a dat că fiecare integrat limitează la 17 mA. Fiind două, asta înseamnă 34 de miliamperi. 17 cu 17, iar prin LED-uri va trece 34 de miliamperi. Pentru că dorim să facem acest bec dimabil, am pus acest rezistor în serie cu un potențiometru de 1 kΩ. Rezistorul este pus pentru reglajul luminozității maxime, pentru că altfel nu ar limita curentul, nu ar fi absolut deloc bine. La luminozitatea maximă, am calculat ca fiind curentul prin LED-uri de 0,58 mA, jumătate de mA. Am pus valoarea în ohmi, rezistorul fix, plus valoarea rezistenței potențiometrului, de aproximativ 1 kΩ. Iar la luminozitatea maximă, doar acest rezistor, însemnând că potențiometrul îl dădem la minim, practic să spunem că îl scurt-circuităm, vom avea curentul de 27 de mA. Atât că vorba, iar acum urmează să trecem la realizarea practică. Haideți să desfacem această plăcuță de aici. Am scos și acel condensator electrolitic, dar oricum știu cum să-l pun la loc, deoarece este pus după acea pundere de răsoare, nu-i mare scofala de pus. N-ai cum să te îngurci. Trebuie să desfacem și partea asta. În principiu se desface, dar e un pic mai dificil. Ah, n-a fost chiar așa de dificil. Mă interesează să văd cum vin cu cele două conductoare. De aici o să vină prin zona asta, o să decupez pe aici puțin cât să încapă. Potențiometrul pun prin zona asta, văd cum va fi pus. Să dezlipim acele rezistoare externe, cele patru, toate, cu ajutorul stației de dezlipit cu aer cald. Au fost dezlipite. Să cosidorim puțin pedurile acestea. Gata.
Să dăm și gaură pentru potențiometru. O să fie așezat pe undeva pe aici. Gata, ce repede. Foarte repede chiar. Potențiometrul a fost pregătit, e cât de cât în regulă, a fost izolat fiecare conductor în parte și aici și aici separat. Acel rezistor de 22 de ohmi l-am pus către potențiometru. Să-l punem aici. Condensatorul acesta de 3,3 microfarazi la 400 de volți, cred că era, da, 400. Îl vom înlocui cu unul de 10 microfarazi la 450 de volți pentru a filtra mai bine tensiunea, pentru a nu pâlpâi LED-urile, deși nici așa nu ar prea pâlpâi, dar vreau să fiu sigur. Avem grijă la plus și la minus. Plusul vine în partea asta. Minusul în partea alta, da, ok. Să vină așa, condensatorul în partea asta. Atât am reușit și pe ultimul. Da. Vine așa, perfect. Gata. Să punem acest buton. Gata. Urmează momentul adevărului. 3, 2, 1. Da? Să punem capacul înapoi. Rezolvat. Gata. Avem un bec LED dimabil. Da, se putea pune o valoare mult mai mică. Potențiometru sub 1 kΩ este mai greu de găsit și mult mai scumpe. Și pentru modificarea unui bec LED nu prea merită ca să... Așa că mă mulțumesc cu ce am.
Și cam aici să termin acest clip privind modificarea unui bec LED pentru a-l face dimabil, adică mai pe înțeles pentru a crește și a scădea luminozitatea. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!